Tribunalul Maramureș a admis propunerea parchetului de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a unei inculpate recidiviste în vârstă de 33 de ani cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Probele arată că în data de 3 septembrie, în timp ce se afla în incinta unui complex comercial din Baia Mare, femeia i-a sustras unei persoane din rucsacul pe care îl purta pe umăr un portofel conținând carduri bancare și a efectuat imediat două plăți contactless în cuantum de 150 de lei, cauzând un prejudiciu total de 250 de lei. De asemenea, în data de 10 septembrie, în timp ce persoana vătămată se afla într-un magazin din Baia Mare, inculpata i-a sustras din ghiozdanul pe care îl avea pe spate un portofel cu acte, carduri bancare și suma de 150 de lei, iar ulterior a efectuat plăți contactless la aparatele POS. În aceea zi, persoana vătămată a fost anunțată de către bancă prin SMS cu privire la tranzacțiile frauduloase efectuate de pe cardul acesteia. Inculpata de 33 de ani a contestat hotărârea Tribunalului Maramureș. Dosarul urmând a fi înaintat Curții de Apel Cluj pentru soluționarea căii de atac.